Bine v-am regăsit la o emisiune pe teme de sănătate. Vă propun ca în minutele următoare să discutăm despre două forme complementare de tratament specifice medicinei tradiționale chineze, forme care au pătruns și la noi, dar care pentru ei sunt foarte vechi și evident cu rezultate foarte, foarte bune. Mi-am propus să discutăm în această emisiune despre acupunctură și Qigong. Invitata mea este doamna doctor Amelia Luiza Nogali, medic specialist în aceste două forme, nu doar în aceste două forme de tratament alternativ. Bine v-am găsit, mulțumesc că ne-ați primit în clinică și că putem să descoperim împreună tainele acestei medicini atât de consacrate la ei și destul de nouă la noi, dar cu rezultate. Mulțumesc și eu pentru vizită și deschidere și pentru posibilitatea de a le face mai cunoscute și mai bine înțelese. Probabil cunoscute sunt deja, dar ca înțelegere, probabil că diferă felul meu în care le privesc cu alte abordări ale celor din țară, chiar și din străinătate. Eu vorbesc în numele căii pe care mă aflu. Am un maestru chinez care este în Statele Unite și este a 21-a generație de tradiție Lungmen. Deci a fost neîntreruptă transmiterea timp de atâtea generații, încât a putut să evite cumva perioada aceea comunistă din China, când inițial nu au fost acceptate aceste metode tradiționale, fiind văzute ca empirice sau demodate. Acum au luat un nou avânt și bănuiesc că și la noi în țară se vor dezvolta mult mai mult în viitor. Vă propun să discutăm în prima parte a emisiunii despre acupunctură. Pare mult mai cunoscută și, din ce știu eu, rezultatele au vorbit de la sine și atunci, omul fiind mulțumit de tratament, evident că așa se întâmplă. A povestit celor din jur și atunci, ușor, ușor, pe un teren oarecum fertil, această metodă a prins destul de bine. Dar aș vrea să o luăm ușurel, să definim ce este acupunctura, să vedem cum anume o abordăm, pentru cine este recomandat, ce beneficii aduce, astfel încât să fie pe înțelesul celor care ne urmăresc și, de ce nu, o soluție pentru problemele pe care le au. Definind acupunctura, dumneavoastră care, și eu mă bucur că sunteți și medic de medicină tradițională, să spunem, pentru că asta înseamnă o încredere în plus a celor care ne urmăresc vis-a-vis de abordarea acestui tip de tratament complementar. Spun complementar pentru că nu exclude tratamentul pe medicina clasică, ci împreună duc la un rezultat mai bun atunci când vorbim de anumite afecțiuni. Definim un pic această procedură, acupunctura? Cel mai simplu e să pornim de la nume. Dacă nume intră acum, clar că se face cu ace, și dacă intră punctura, înseamnă că se înțeapă, puncture, pătruns dincolo de piele. Și ar fi suficient cât să ne dea o imagine, numai că imaginea asta pe mulți îi speria, o să mă înțepe, nu vreau. Urma să spun. Nu doare ca o injecție. Da. Cred că este precizarea cea mai importantă. Da, și pentru că acul de acupunctură nu are nevoie să aibă un orificiu în interior prin care să iasă un ser sau să intră sânge, de exemplu. Deci nu este atât de gros, ca să spunem așa, da. Și în consecință nu doar atât de rău, mai ales că nu pătrunde atât de mult, nu? Da, nu pătrunde în vene ca să creeze durere, nu pătrunde în nervi. Poate în mod accidental un firișor de nervișor să fie atins, dar în niciun caz să dea, adică e ca un stimul suplimentar, nu e o durere în sensul clasic al durerii. Mai mult aș putea să zic senzație de chi, de energie. E o senzație, dar nu durere. Poate să fie senzație de furnicătură, senzație de căldură, de curent electric, de greutate. Cineva mi-a zis, fiind cu ochii închiși, m-a întrebat dacă nu cumva am atârnat niște greutăți de ace, că le simțea foarte grele. Deși ele sunt mici, subțiri, îmi pare rău că n-am adus câteva să le arăt.
Da, poate cu o altă ocazie era bine totuși să avem, dar în fine, haideți să discutăm așa despre această procedură. Am înțeles cum se face, dar aș vrea să vorbim un pic despre locul pe care îl înțepi, despre acea hartă a punctelor energetice, zic bine, da? Da. Pe care dumneavoastră le atingeți, ca să înțeleagă fiecare că nu poți să pui acușorul ăla oriunde și obții beneficii. Este o poveste. Pentru noi, ca și ascultători, cumva interesantă. Important e dumneavoastră, dumneavoastră sunteți cei care știți de ce înțepăm acolo și nu în altă parte. Și care este, asta explică în sine și ce se întâmplă în organism, de te simți bine, dezdeblochează un mușchi și lista poate continua. În așa zisa definiție pe care am încercat să o dau, urma să continui că nu e suficient doar să înțepăm pe undeva corpul, pentru că asta face și un maestru în tatuaje. Și chiar sunt tot felul de bancuri făcute, care e diferența între un acupunctor și un artist în tatuaje, că și el înțeapă. Și chiar face lucruri frumoase, tot felul de picturi, de forme geometrice, de lucruri la care stai și te uiți și nu înțelegi. Ideea e că efecte terapeutice nu se obțin prin tatuaje, pe când prin acupunctură se obțin. Și atunci care este misterul? Care e explicația? Punctele, în afară că sunt dovedite, pentru că în trecut puteam să spunem că sunt o invenție, o imaginație, că e fals, că păcălitor, nu știu ce cuvânt să găsesc. Numai că de curând, vreau să zic, de după descoperirea curentului electric, s-a constatat că punctul de acupunctură are o conductivitate mărită și o rezistență scăzută. Și atunci e clar că se întâmplă ceva în zona respectivă. Misterul totuși rămâne, cum de au putut maestrii acum sute de ani să le folosească fără să aibă metodele științifice de azi. Dar probabil nu le lipseau cunoștințele. Da. Dacă noi, după atâta timp, abia acum ne explicăm care sunt efectele, da, și de ce acolo și nu în altă parte intră acel acușor, cred că știau mult mai mult decât știm noi. Deci de identificat au putut să fie identificate și demonstrată existența lor. Acum, combinația lor, aici e adevărată artă, pentru că sunt peste 360 de puncte pe meridianele principale, plus că sunt multe alte puncte, unele netrecute în cărți sau unele nefăcând parte din meridianele acestea, puncte extra-meridian, sau puncte din alte școli de acupunctură, nu doar medicina tradițională chineză, ci sunt alte școli gen acupunctură Tung, care are multe alte puncte în afara celor descrise în cărți. Mai fac o paranteză. În momentul în care s-a trecut la partea scrisă a acupuncturii, pentru că inițial tradiția era transmisă oral și în familii, de la tată la fiu, sau oricum fiecare familie aproape avea stilul propriu, în momentul în care s-a trecut la unificarea acupuncturii și la forma ei scrisă, au încercat să o simplifice. Și atunci au trecut numai punctele principale și alelalte oricum s-au pierdut. E posibil ca mare parte din ele se piardă sau să se mențină în aceleași școli tradiționale care au putut să supraviețuiască generație după generație. Deci, practic, ei se tratau în familie. Cineva știa să aplice aceste tratamente? În familiile de medici. Adică cele care... Da, zic, nu cu o școală anume pregătiți, da? Nu, o familie de medici, cum se întâmplă și la alte meserii. Poate nici nu erau numiți medici, pe vindecători. Vindecători, probabil. Da. Nu mai contează, important este rezultatul. Deci înțelegem așa, că sunt niște meridiane, da? Da. Care au rolul lor și pe care dumneavoastră, prin această procedură, le atingeți și ce se întâmplă în acele puncte, că sunt 300, că sunt 200, nici nu mai contează, doar un tablou cât de cât
minimalist ca să înțelegem și să înțeleagă și cei care ne urmăresc de ce înțep aici. Ce se întâmplă când înțep aici? Să fie tablou mai aproape de realitate. Când spun meridian, mă gândesc la meridianele trasate pe globul pământesc și oarecum sunt niște linii. Când mă gândesc la meridianele de acupunctură, mă gândesc ca la niște canale, de fapt. Traducerea nu este exactă. Perfect, da. Și pot să fac asemănarea cu liniile de metrou. Că pe o linie de metrou, sau pe un tunel de metrou, trec două trenuri. Unul se duce, unul se întoarce. Deci sensul centriped și sensul centrifug sunt meridiane yin, meridiane yang. Așa că e aici o întreagă teorie, dar ca să revin la întrebarea ce se întâmplă când înțepăm punctul, din punctul de vedere al medicinii moderne, au fost încercate mai multe explicații, s-a emis ipoteza acum că se descarcă endorfine și starea de bine care se obține prin acupunctură e datorată acelor endorfine, semănând ca structură chimică cu morfina și profesorul meu face o glumă și spune că e traficant de droguri, că lucrează cu morfina de la purtător și multe alte teorii care nu acoperă toate efectele acupuncturii și atunci nu putem să explicăm altfel decât prin teoria ciului, prin faptul că există ci, energie, care circulă prin aceste meridiane, să le spunem canale, nu contează. Și care la un moment dat se întâmplă ceva cu ea? Da, se blochează, la modul simplu spus. Bun. Din ce motiv se poate bloca, să spunem așa? Adică acea circulație nu mai curge de la sine, da? Blocaj da. Înțelege oricine ce înseamnă. De ce se poate bloca? Care ar putea fi factorii? Nu știu, intervenții chirurgicale? Să-i clasificăm într-un fel, să spunem că sunt factori interni care țin de propria persoană, pot să fie inclusiv emoționali, factori externi, inclusiv fenomenele naturii, mă refer aici la un exces de umiditate sau exces de căldură sau exces de frig. Orice exces sau un deficit, că dacă e exces de frig, e deficit de căldură. Da. Toate lucrurile astea cumva le resimțim la nivelul corpului și atunci probabil acea curgere este afectată. Da. E ca și cum ar fi un râu care are un bolovan pe traseul lui și apa se tot acumulează acolo, creează un exces și excesul ăla dă durere. Deci orice boală e definită ca un blocaj al ciului. Este teoria unică a bolilor. În medicina alopată, fiecare boală are o etiologie proprie. În medicina chineză e o singură etiologie. Blocarea energiei, curgerii energiei. Și atunci implicit tratamentul constă în deblocarea energiei și atunci se restabilește starea de sănătate. Atât de simplu, aparent. Da. Nu, și explicația în sine cât se poate de plauzibilă, nu știu, mie mi se pare corect, atât de simplu. Și atunci interveniți dumneavoastră cu acel acușor 1, 2, 3 sau câte sunt și lucrurile se reașează, ca să explicităm până la capăt procedura, ce înseamnă acupunctură. Haideți să vorbim un pic despre indicații. Când anume o persoană poate, sau poate, poate să vină oricând la dumneavoastră, dar în cazul căror afecțiuni, acupunctura este indicată? Toate sau există o limitare a lor? În toate, numai că nu poate să facă totul până la capăt. Dar poate îmbunătăți? Da, în unele cazuri poate până la capăt, pentru că nu se suprapun exact bolile din medicina alopată, în primul rând ca denumire. În medicina chineză e un alt fel de diagnostic. Nu ne ajută atât de mult diagnosticul alopat, decât ca simptome. De multe ori când pacientul îmi spune am enterocolită, am spondiloză, nu mă interesează eticheta, cât să ce simte. Și pe baza descrierii lui pun diagnostic chinezesc. Dar faptul că sunt medic, deci nu exclude medicina, la ce mod mă ajută medicina alopată,
să spunem, la investigație. Atât de mult a evoluat în ultima vreme, încât suplinește capacitatea paranormală a maestrilor din trecut să vadă cu raze X, adică cu proprii ochi, da. Raze X în ghilimele, da. Cu al treilea ochi, să poată vedea în interiorul corpului uman. Și deci ne folosim de analizele din medicina alopată și diagnosticul mi ajută orientativ, dar în povestea pe care o spune pacientul nu e atât de important. Important e ce simte el. Și ca să revin, m-am depărtat un pic. Ce rezolvă? Care sunt indicațiile? Da, exact. Că am zis eu că la toate bolile. Nu le enumerăm pe toate. Că așa, și dacă nu ai niciun fel de problemă cu un diagnostic medical, dar uneori ai tu niște stări, mai mult sau mai puțin, un dezechilibru, să spunem, interior, nu te ține nimeni să intri într-un cabinet și, evident, cu sprijinul dumneavoastră, să-ți reechilibrezi starea ta. Pentru că orice dezechilibru, pe termen mai lung, inevitabil conduce către o problemă de sănătate, cum o numim noi. Tocmai de aceea spuneam că și un om sănătos care simte la un moment dat că ceva e în neregulă, nu știu, starea lui psihică, care se reflectă și asupra organismului, poate face asta, cumva, dacă vreți, preventiv. Haideți să venim. De la cele mai simple afecțiuni care pot fi tratate până la cele care sunt de durată mai grave, poate nu le rezolvă, dar le poate susține pe drumul către o echilibrare. Dacă e să spunem așa o listă, am citit și eu chiar în pliantul nostru, avem o listă de afecțiuni ca să fie mai ușor pacientului să se identifice cu una din ele, asta o am eu. Sunt atât de diferite cele două tipuri de medicini încât nu există o traducere. Să traducem boala, de exemplu, să zicem gastrită, să o traducem în limbaj chinezesc. Un diagnostic alopat poate să aibă multiple diagnostice chinezești. Poate să fie gastrita datorată unui exces de foc în stomac. Poate să fie dat la un pacient. La alt pacient poate să fie altă cauză. Poate să fie un ci rebel. Sau la alt pacient, sunt denumiri, așa le punem cu ghilimele, dar ca să vedeți cât de diferite sunt cele două. Mi se pare că merge mai în profunzime către cauză, medicina chineză. Da, și asta este adevărat. Okay. Și în afară, nu neapărat că merge spre cauză, poate și medicina alopată, să zicem că merge spre o cauză, după care trebuie descoperită cauza cauzei. Exact, exact. Numai că sunt puncte de vedere diferite. Medicina alopată tratează partea fizică și dând medicamente, deci substanțe chimice, se referă la un deficit de substanța respectivă, deci de materie, pe când acupunctura rezolvă partea energetică și uneori se suprapun, colabă, ca și cum ar fi doi cai la aceeași căruță să merg mai repede. Dar pare a fi mai degrabă orientată medicina chineză către cauză. Cumva, sau cât mult mai aproape, nu? Greșesc? Da. Aici mergem pe efect, atunci când iei medicație, medicina chineză mergând către acele centre care blochează, pare a fi cauza, nu? Da. Sau cumva mai aproape de cauză. Putem spune că manifestarea fizică a bolii este efectul unei cauze mai subtile, exact. Adică energetică. Da, da, da. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, categorică, merge la cauză, merge în spatele aparenței fizice, ce se întâmplă energetic, în spatele bolii denumite cu eticheta corespunzătoare, se întâmplă ceva energetic. Și atunci, da, asta e cauza manifestării fizice. Și tratează cauza energetică, deci cauza cauzei. Da, și pare un lucru bine făcut, să spunem așa, atât timp cât te duci la cauză și nu tratezi doar efectele. E un lucru foarte simplu. Bine, asta ar putea să explice, dacă ne uităm către poporul care practică acest lucru, acest tip de medicină, ne mirăm, vai, trăiesc nu știu cât timp, sunt sănătoși, fac mișcare, pentru că se dovedește că medicina lor tradițională, n-am văzut-o noi poate foarte mult timp,
că nu neapărat că n-am vrut, astea erau posibilitățile, dar se dovedește că este parcă mai îi sprijină mai mult. Vorbim de longevitate și de sănătate și atunci e clar că acolo se întâmplă ceva, nu? Fac mai multă mișcare, îi vedem că nu sunt anchilozați cum se întâmplă la noi cu un bătrân care ajunge la nu știu ce vârstă și care ia doar niște medicamente clasice pe care îi le recomandă medicul într-o anume problemă. Pe când la ei este un stil de viață, da, care presupune și mișcare, anumite exerciții, mai bagi un ac ușor aici colo și te duci mai puțin către zona medicamentoasă. Așa o văd eu, s-ar putea să nu o văd bine, nu știu. Foarte bine, că și eu asociez acupunctura cu qigongul medical, pentru că asta e partea de mișcare. Punctele, meridianele se pot stimula fie cu ac, fie cu exercițiile respective. E ca un fel de masaj al meridianului, îl întindem, îl relaxăm și prin întinderea asta e ca o pompare și circulă energia, se deblochează. Deci, detaliem în partea a doua emisiuni. Da. Rămâne pe acupunctură. Deci spunem cele mai banale, să zicem, sau mai ușoare forme pe care le tratează acupunctura cu succes și mergem către cele greuțe. Uite, spre exemplu, și vreau la finalul materialului să dăm un interviu scurt cu unul dintre pacienții dumneavoastră care era extrem de bucuros pentru că ați reușit să faceți un lucru extraordinar. Este un pacient care a suferit o operație de cancer și care a rămas cu niște probleme. Înțeleg că le-ați rezolvat foarte repede. După ce terminăm cu detalierea acupuncturii, cred că un exemplu, exemplu dânsului poate fi elocvent. Da. Și eu mă gândeam să dau exemple de afecțiuni simple pe care le-am tratat în ultima vreme. Pentru că așa o listă, dacă e să facem, n-ar fi completă. Și ca să o facem completă, cred că ar fi imposibil. Am stat mai mult aici. Da. Haideți să spunem. Și deci mă gândesc cam ce, cu ce m-am, în primul rând pentru dureri. Deci marea majoritate a cazurilor pentru fel de fel de dureri care nu pot fi tratate numai cu arcoxia sau să nu dau nume de medicament. Da. Cu medicamente în general, cu antialgice și dureri reumatismale? Asta mi-a venit în minte pentru că am auzit foarte multă lume Da, sau după un traumatism, după o căzătură, persoane care n-au mai putut să ridice umărul la amplitudine maximă, persoane care au criză sciatică și rămân blocate, nu se mai pot ridica, dureri de genunchi, nu știu cauza, dar există, adică apar idiopatice, cum se numesc, în sensul că nu a fost descoperită cauza. Pur și simplu, într-o zi s-au trezit la o durere de genunchi, glezne. Este... a fost spondiloză. Da, da, da. Și astea sunt frecvente. Deci nici aici nu le putem enumera pe toate. Dar par a fi banale față de o operație foarte gravă, dar numai cine le simte la un moment dat își dă seama că nu sunt banale. Atât timp cât durerea aia persistă și când dai cu fel și fel de ce ți recomandă medicul, ce găsești în farmacie și totuși durerea se persistă, dar la o intensitate mai mare, dar ea se prelungește pe un timp mai lung. Sau poate trece puțin, dar peste două zile o iei de la capăt. Și atunci mie mi se pare că acupunctura poate fi o soluție și nu pe termen scurt. Greșesc. Și chiar rezolvabilă total, în sensul că acum mi-aduc aminte de un caz care era programat pentru o operație de hernie de disc. Și, să zic, nu cred că a făcut 10 ședințe, vreo 5 sau 6, și a trimis o mulțime de alți pacienți pentru că lui a trecut și nu s-a mai operat. Și atunci, prin recomandările lui, au venit mulți alții. Deci, pot să zic că e completă. Nu neapărat că s-a revindecat hernia, poate că dacă face un RMN, poate că hernia apare acolo, dar durerea și blocajul probabil că e dat și printr-un alt mecanism. Probabil că este nervul sciatic, posibil prins într-un mușchi contractat, posibil să fie
o poziție greșită pe care o are din cauza că energetic nu este puternic. Și fiind slab energetic, sunt o poziție cocoșată sau aplecată sau asimetrică. Și dându-i energie, se corectează postura și inexplicabil, nu știu de ce trece, dar trece. Ați pus degetul pe un punct extrem de vulnerabil, pentru că am tot primit telefoane pentru a realiza emisiuni pe tema asta a herniilor de disc. Am constatat că foarte mult și foarte ușor pacienții sunt îndrumați către sala de operație. Și la un moment dat, chiar un medic celebru din Ploiești, doctorul Zaharia, spunea așa, hernie după hernie devine ca un fel de buzunar. Ori nu totdeauna cuțitul este soluția. Că vorbim și de niște mușchi care rămân blocați, asta din ce am studiat și eu ulterior, și care pot găsi o rezolvare, poate că acea hernie nici nu este cazul să fie operată. Și atunci chiar ați pus degetul pe rană, pentru că, iată, asta vroiam să aud, că nu neapărat cuțitul rezolvă, că nu neapărat toate formele sunt grave ca să ajungi să faci o operație, la fel de simplu o faci pentru, după foarte scurt timp și pe a doua și te tot duci. Ceea ce înseamnă că nu ne ducem prin operație la cauză, ci rezolvăm doar efectul. Dar acționând asupra mușchiului, sau, mă rog, da, mușchiului, asta mă rog, e cauză, pentru că exact, la un RMN se văd vertebrele, dar doar atât funcțional poate, să, poate da, să fie o problemă funcțională și nu neapărat structurală. Dacă e structurală, nu poate acționa acupunctura. De exemplu, la o fractură nu poate să pună oasele la loc. Dacă este articulația compromisă total, nu poate să o refacă. Dar poate să încerce persoana respectivă să vadă, nu știu, o ședință, două, trei, da, dacă acea problemă nu cumva poate fi rezolvată prin acupunctură, da, decât prin cuțit. Pentru că poate să fie dată durerea de o inflamație și atunci ceva funcțional este redusă prin acupunctură. Dacă e dată de ceva anatomic, recunosc, adică să știe lumea că da, au fost cazuri pe care nu le-am putut trata, vindeca complet. Au fost ameliorări temporare, după care au revenit. Țin minte că era cineva propus pentru artroplastie de șold. Trebuia să-i pună un alt cap femural. E cu totul și cu totul altceva. Și am încercat vreo câteva ședințe, pleca de la mine binișor, revenea a doua zi la fel, până s-a hotărât să opereze. Deci nu e panacea universal, dar atât de multe cazuri au fost rezolvate. Dar măcar știi că ai început. Da. Ai făcut ceva, ai încercat și altceva până să ajungi la operație. Spun. Și mai ales că sunt mult mai mulți cei la care am reușit decât cei la care până la urmă au trebuit să opereze. Sau, mă rog, să recurgă la alte metode. Ce alte afecțiuni tratați? Multe afecțiuni pe care omul nu le poate numi afecțiuni pentru că e o stare de devitalizare sau de oboseală și, asta și de nu poate să o pună, să o numească într-un fel. De-abia după ce face câteva ședințe, vede comparativ cum e după ședință și cum era înainte. Adică vin la dumneavoastră și spun așa, simt că nu mai am energie, mă simt foarte obosit, greșesc când da, enumăr? Aceștia sunt cei care vin, dar sunt mulți care simt lucrurile astea și nu vin pentru că nu știu. Și de-abia după, că nu poți să gusti, să descrii ce gust are mierea până n-ai gustat-o. Așa că trebuie doar văzând și făcând, chiar și de curiozitate, o ședință, două, trei, tot e mai bine, chiar că nu are nicio patologie, dar să revin la întrebare. Bun, asta cu starea de oboseală, eu cred că aveți pacienți da, mulți și poate mulți nu știu că pot să vină și să da, rezolve această da, situație destul de simplu. Sau poate să fie dată oboseala de insomnii. Și insomniile nu-s dureri și se gândește lumea că poate n-ar putea fi tratată prin insomnii, prin acupunctură. Asta mă interesează și pe mine. Deci, de ce avem insomnii da, și ce se întâmplă, nu știu, venim o dată de două, de cinci ori? Poate să fie dată o insomnie de o hiperactivitate mentală. E ca și cum da, e foarte multă energie la nivelul capului, a minții. Aici e un exces și noi ca să echilibrăm, trebuie să ducem excesul acela în altă parte a corpului. Deci punem sunt acela și niște exerciții, dar uite să le fac.
Și atunci acupunctura poate? Punem acela picioare ca să coboare excesul de energie în altă parte. Dau un exemplu, e mai complex decât atât, dar se poate. Ca să putem înțelege. Da. O astfel de problemă, lipsa de somn sau devitalizarea aia, te simți împovărat, obosit, nu-ți mai arde de nimic. Câte ședințe trebuie ca să te echilibrezi? Sau câte indicați dumneavoastră? Nu e o regulă. Cum ați vorbit cu pacientul de dinainte, ați văzut că au fost necesare o ședință pentru a-i trece durerile și a doua pentru a-i trece mâncărimile. Deci la el a fost foarte rapid. Asta înseamnă că depinde de la om la om? Depinde de la om la om, da. Și de la, poate să fie aceeași boală în ghilimele insomnie, dar poate să aibă grade diferite care nu pot fi identificate ca omul să știe, eu am insomnie start, mai gravă. Da. Poate să, dacă vor să meargă în profunzime, să rezolve lucruri mai adânci, mai emoționale, atunci tratamentul e îndelungat. Depinde cât de adânc, cât de profund vor să meargă ei cu transformarea. Și atunci o ședință pe săptămână... Da, sunt pacienți care vin de ani de zile ca un fel de întreținere, ca să știe ei că sunt bine, o dată pe săptămână vin la o ședință. Poate să fie și mai rar dacă e de întreținere. Poate să vină la echinocții și la solstiții. Asta e metoda tradițională în China. Sau la lună plină e coadă la clinicile de acupunctură pentru că ei se iau și după aspectele astea. La adică lună... este important și timpul la care te prezinți, da, la ei da, pentru că sunt foarte ancorați în zona asta, adică nu disociază fazele lunii ce se întâmplă în cosmos de viața lor, ci știu că influențează într-un fel. Văd că și la noi, ușor, ușor, a început să existe acest interes pentru acest lucru. Dar așa ca o curiozitate, ce se întâmplă la lună plină de sunt toți la cabinete, că-i doare sau nu-i doare, că au nevoie sau nu au nevoie. De ce? Foarte mult le influențează luna, că e cea mai apropiată de pământ și atunci influența ei e suficient să ne uităm la mare, că este fluxul și refluxul, deci e o forță de atracție a lunii care se petrece și în corpul nostru. Sângele, în momentul în care este lună plină, este mai atras către lună, deci mai spre periferia corpului și atunci e mai ușor de făcut o detoxifiere, de exemplu. Este mai ușor de abordat emoția, pentru că e mai superficială, e mai la suprafață, mai abordabilă. Aha. La noi cum e? Când e lună plină, unii sunt predispuși către stări de agitație, nu sunt mai agitați, mai... Da, nu? Emoțiile. Emoțiile sunt amplificate. Ca să înțeleagă cei care ne... Asta cel puțin de o perioadă sunt explicate stările și la noi. Că e lună plină, gata, începem să ne turăm un pic, da? Suntem un pic mai agitați. Alte câteva exemple, pentru că aș vrea să nu închidem emisiunea fără să trecem și la partea de exerciții dincolo de acușoarele pe care ni le puteți pune dumneavoastră pe acolo unde avem probleme. Ce alte afecțiuni cu care vin și care sunt afecțiuni destul de greu de gestionat prin medicina obișnuită de la noi? Mai este cineva care e mai grav, să zic, dar nu e singurul caz, cu atacuri de panică. Oh, și asta e de sezon, să spunem așa. Da. Pot fi gestionate? Da, sunt, deci în stadiul în care am ajuns cu ea este stadiul acela de a stabiliza atacul de panică, în sensul că în momentul în care simte că apare, reușește să-l calmeze. Pentru că atunci când e o stabilitate mai mare în corp și energetică până la urmă, e o forță, o liniște dincolo de minte. Pentru că cu mintea poți să spui sunt liniștit, gata, e doar un atac de panică, nu mi se întâmplă nimic. Sunt vorbe goale. Dacă nu doar sunt în mintea noastră. Exact. Dacă nu sunt dublate de partea energetică, putem să ne adică spunem... Adică de ceea ce simți, eu mai traduc un pic. Adică spui tu, sunt echilibrat, dar faci așa, din picior, nu? Adică mintea e una, corpul însă nu e aliniat. E ca și cum am vorbit pe limbajul corpului,
că mintea poate să spună mult și bine, sunt bogat, mă uit în oglindă, zic sunt bogat și nu devin bogat prin asta. Trebuie altceva, o forță mai profundă. Care să mobilizeze. Energie, da, poate că nu e corect tradus, că energie e mai simplist în limbajul nostru uzual. Ciu are conotații mai mari, mai largi decât energia, mai mult decât atât și atunci nu se poate traduce. Cea mai bună traducere a ciului este ci. Deci ciu se traduce ca fiind ci. Dacă îi zicem energie, îi luăm din bogăția semnificației. Până prinde și la noi un pic rădăcini acest mod de a gestiona problematica sănătății, da, sau nu numai a sănătății, ci și a longevității și probleme punctuale. Să mai dau exemple de probleme digestive. Constipația, nici măcar nu mi-a spus de ea, pentru că se obișnuise și avea alte probleme mai importante de rezolvat și asta n-a mai menționat-o. Și pe la a treia ședință mi-a zis, ce fericire, nu mai am probleme cu constipația, nici nu știam că ar fi avut. Dar asta am vrut să zic, că se rezolvă probleme de care nici nu știau, pentru că tratamentul este holistic. Nu e punctual, boala cu tare punctul acela, boala e altă, alte puncte. Fiind holistic, rezolvă mult mai multe în corp decât simți, știi sau spui. Da. Că, exact cum spuneați, poți să vii pentru o problemă care ți se pare foarte gravă și care probabil este prin natura durerii și a complexității, dar să mai simți în subsidiar și altele și odată acționat să le rezolve și pe acelea. La fel mi s-a întâmplat cu durerile menstruale. Lucram pentru altceva și mi-au zis, luna asta nici n-am simțit, a fost ceva ca și cum n-ar fi fost. Uite, și asta foarte important, pentru că se întâmplă în continuare, nu numai la, mai ales la tinere, și starea de disconfort, la adolescente, starea de disconfort e una destul de greu de trecut peste ea, nu știam. Bun, mai dați-mi două, trei exemple. Da, sau li se pare normal. Adică nu spun pentru că așa sunt femeile, păi asta... E, dacă mă au și o mamă, lasă mamă, că așa mă duci pe mine, problema e rezolvată. Rămâne așa cu dureri toată viața. Uite că nu și se poate gestiona fără dureri, poți să treci ușor peste această perioadă de disconfort. Încă un caz îmi aduc aminte de o senzație de greață în permanență, ajunsese să nu mai mănânce, nimic, a fost după un tratament antibiotic pentru o lucrare dentară care se prelungea, că era cu proteză și dura mult și nu și-a mai revenit, deci nu putea face nici lucrarea, că nu mai putea lua antibioticul, nu mai putea nici să mănânce, devitalizată complet, greață cu în continuu. Cu complicație, da. Da. Așa, cu greață și... Da. Și evident tot ce decurge de aici, de la greață, de mâncare, durere și așa mai departe. Da, deci, și s-a putut rezolva? Categoric, da. Din câte ședințe? Să-mi aduc aminte exact. Îi vedeam lumina în ochi. Nu pot să zic că ăsta e punctul în care s-a rezolvat brusc. Este treptat. Dar la fiecare ședință mai luminoasă. În ochi pot să citesc foarte multe. Și la următoarea ședință, că e a doua, că e a treia, dar la un moment dat apare așa o sclipire încât îmi dau seama cum omul, chiar dacă este în vârstă și deprimat cumva și e o altă privire la omul în vârstă, își recapătă sclipirea. E atât de o senzație atât de bună când văd, și o comunicare dincolo de cuvinte, când văd sclipirea aceea care apare. Știți că gata, problema este rezolvată. Da. E mai mult. Uitându-mă la dumneavoastră cu câtă pasiune vorbiți și mai ales acum, în ultima parte, când mi-ați spus că citiți, că simțiți starea de bine, e o meserie pe care o practicați dincolo de cunoștințe și cu sufletul. Da, nu găseam cuvântul potrivit. Două aspecte, să zic. În primul rând, simt că eu mă vindec în momentul în care îi vindec pe alții. Am avut de curând, poate că intru în probleme personale și n-ar trebui să le zic, dar sunt de suflet acum că vorbim deschis.
Am răcit în weekend. Pe de o parte m-am bucurat că a fost în weekend, ca să nu afecteze munca de aici, de la clinică. Pe de altă parte m-am bucurat că am putut exersa, deci metodele mele de Qigong, și ajunsesem în punctul să dau telefon să spun să anuleze programările, cursul de luni, pentru că nu sunt disponibilă. Pacienții de marți nu puteau fi anulați, pentru că erau 20 de oameni care mă așteptau. Și în momentul în care am venit luni aici, n-am mai avut niciun semn de boală. Ori că m-am gândit, nu pot să-i las pe cei 20 să mă aștept, eu trebuie să fiu aptă, deci lucrul ăsta nu mă lasă să mă îmbolnăvesc. Și plus că, da, și plus că metodele respective le aplic în primul rând pe mine. Întâi eu mă înțep, nu pot să înțep pe cineva fără să știu care e senzația în propriul corp. Ei, ne-ați mai dat un motiv de siguranță. Atât vreau să mai spuneți, boli foarte grave pe care dumneavoastră, împreună cu pacientul și ceea ce faceți, le gestionați cumva. Repet, nu neapărat că nu toate vindecă, dar sunele care au nevoie, și mă gândesc acum la cancere, care sunt greu de dus și pentru care ar trebui să, sau ar fi bine ca cei, măcar aparținătorii, să fie mai atenți. Asta mi se pare mie grave, poate sunt altele și mai grave. Ce mai putem gestiona prin metodele, prin acupunctura? Și accidentele vasculare mi se par grave, că da, sunt mai bruște. Da. Măcar la cancer ai timp să acționezi, să mergi pe calea aia. Adică și un AVC puteți să-l gestionați în primele faze? Da, sunt metode mai așa de medicină de urgență, adică eventual sângerări dacă e dată de o hipertensiune. Preventiv, prin faptul că de multe ori este energia ficatului care este în exces și yang-ul ficatului, ca să vorbesc în termen de specialitate, urcă, fiind yang, urcă la nivelul capului și pot să fie vase de sânge care se sparg, deci să producă accidente vasculare. Și ne ducem către ficate, chiar ne ducem la cauză, ceea ce mi se pare extraordinar. Da, deci poate fi făcut preventiv. Poate identificat excesul de yang al ficatului și să fie tratat înainte de a se ajunge la stadiul acela. Deci nu doar poți să vii și preventiv poți să faci asta. Acum îmi vin minte și cei care au mini-AVC-uri, dacă există, eu așa am auzit, ca terminologie. Deci asta înseamnă o predispoziție pe zona asta. Pot veni, pot face acupunctură și atunci situația este gestionată. Nu? Da. O veste minunată. Și când zic de sângerări, nu mă refer la metoda din trecut, că luarea de sânge. Sunt puncte de acupunctură care se sângerează. E suficient o picătură să fie extrasă ca să se mobilizeze curgerea normală. Să elibereze, da. Și alte boli grave. Sau să vă răspund direct cu cancerul, că asta a fost întrebarea. Se tratează pattern-ul care este în spatele bolii canceroase. Deci dacă identific un deficit de cial sprinei, zic că e foarte frecvent lucrul ăsta, eu pe ăla îl tratez, nu neapărat cancerul în sine, dar combinat cu Qigong medical există șanse de vindecare, pentru că o avem ca exemplu pe o maestră din China, a cărei continuator este profesorul meu, se numește Colin, și el a învățat de la ea și profesorul meu mi-a predat mie, iar eu tehnicile astea le predau în continuare. Preventiv. Deci trebuie să vorbim și de în Qigong și despre acest lucru. Este minunat. Vreau să vă propun așa, să-i lăsăm pe telespectatori să urmărească ceea ce ne-a spus unul dintre pacienții pe care i-am găsit aici când am venit la dumneavoastră, vis-a-vis de ce a însemnat pentru el o ședință de acupunctură într-o situație destul de delicată. Și după acest interviu intrăm un pic și pe Qigong. Este, poate n-am mai puizat noi acupunctura, dar cred că am spus destul de mult și este important să discutăm pe Qigong, tocmai pentru că am vorbit de cancer și de ce se poate face și știm că, din păcate, cancerul ridică serioase probleme în ceea ce privește cazuistica, care este pe zi ce trece mai mare. Urmărim interviul și ne întoarcem. Cum v-a ajutat pe dumneavoastră acupunctura? Acupunctura m-a ajutat foarte mult. Mi-a deblocat un mușchi care a fost operat de tumoră pe coloană și semne, stând încordat la
pe masa de operație mi s-a blocat mușchi. Nu mai puteați să vă dar... Eram corsetat, nu mai puteam să mai mișc mâna suficient. Iar venind aici la acupunctură, doamna doctor împreună cu colega dânsii, într-o seară mi-a deblocat mușchiul. Seara când am ajuns acasă am început să mișc mâna... Adică bine. Într-o singură ședință? Într-o singură ședință, da. Iar a doua ședință, făcând, mi-am și o mâncărime pe corp, care este de la... ce mi s-au spus la medici, că e pe sistem nervos. Cu ajutorul doamnei doctoră, în două ședințe, a început să amelioreze foarte, foarte mult, aproape 90%. Deci, din... Mai am mâncărime care era. Eu mă mânca când în cap, când în picior, când adică trebuia să neapărat să mă... Să faceți ceva. Să fac ceva, da, să mă scarpin. Altfel spus, recomandați această procedură? Recomand la orice cetățean care vine din Pracova, din alte localități, e nemaipomenit. E nemaipomenită acupunctura. Mulțumesc, tare. Și niște medici și niște asistenți aici foarte primitori. Ne-a ajutat foarte mult și sunt recunoscător pentru așa ceva. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și vă propun să discutăm într-o altă emisiune mai pe larg despre Qigong. Dar ați spus ceva care mi s-a părut extrem de important, că există posibilitatea gestionării cancerului prin această metodă, spun bine, Qigong? Da. Ca metodă. Qigong medical sau Qigong, ca să simplificăm, este o maestră în China, numele ei este Colin, ea s-a vindecat de cancer uterin. Am găsit în alte surse ca fiind cancer ovarian, dar nu contează, important e că s-a vindecat. În momentul în care medicina alopată rămăsese fără metode, pentru că avusese peste 6 operații și cancerul recidiva. Și atunci a început să practice Qigong și s-a vindecat, încât diagnosticul fiind pus la 40 și ceva de ani, ea a trăit până la 74 de ani și a murit din cu totul altă cauză, din cauza că a muncit foarte mult promovând această metodă în toată China. Este cea mai publicată autoare, este cunoscută internațional la ora actuală. Profesorul meu a învățat de la ea, iar eu am învățat de la profesorul meu, așa că... Minunat! Deci sună urât să profităm, dar mie mi se pare așa că e de la de sus, da? E un cadou din partea ei, pentru că ea a fost de acord să fie public împărtășit. Și nu numai chinezilor, întregii omeniri. Și pentru noi ar putea fi asta. Și pentru preventiv. Că e mare lucru să ai în orașul tău, da, sau în județ, sau în țara ta, posibilitatea de a ajunge pacientul unei persoane, în speța dumneavoastră, care știți exact ce să faceți pentru a scăpa de un astfel de tip de cancer. Mi se pare extraordinar. Doar două, trei cuvinte ne mai permite, dar cu drag vă aștept să discutăm într-o altă emisiune despre această metodă Qigong. Ce înseamnă, de fapt, Qigong? E o altă metodă de a lucra energetic, nu înțepând ca în acupunctură, da, ci exersând. Deci ne folosim corpul fizic pentru a îngrena energia noi. În interior. O facem noi, este Qigongul medical intern, adică noi ne vindecăm pe noi. Există Qigong medical extern, adică terapeutul acționează energetic asupra pacientului ca un fel de bioenergie, dar acela nu-l practic. Prefer să învăț omul cum să se vindece singur. Și atunci... face cu dumneavoastră la cabinet acest tip de exerciții. Da, facem cursurile respective, și sunt poate în să grup. Face, și poate să facă ulterior, și evident, și zilnic la casă. Și trebuie să facă, să practice acasă, dacă e vorba de cancer, că am vorbit înainte, câte o oră de 3 ori pe zi. Deci 3 ore pe zi, atât de mult trebuie practicat pentru o boală gravă. La boli ușoare, mai... nu e nevoie de atât de mult. Aveți chiar și jumate de oră e suficient. Care vin la aceste cursuri? Da, avem curs luni seara de la ora 7. Aici. Exact unde ne aflăm. Și mulți? Aveți mulți pacienți? Deocamdată acupunctură sunt mulți. Nu ne permite sala să avem mulți, dar dacă o să avem o sală mai mare, o să avem, sunt convinsă că o să fie mulți. Ceea ce e un lucru mai mult decât îmbucurător, pentru că deschiderea și cunoașterea e un punct câștigat, da? O chestie foarte bună pentru tine ca și pacient, faptul că
ai orizontul mai larg și mergi și către alte zone decât să înghiți pastiluțe și să faci mai știu și eu ce, sau să te limitezi doar la ce ți recomandă medicina, să zicem, tradițională de la noi. Am ajuns la finalul emisiunii, dar mi-aș dori foarte mult să mai discutăm despre asta, poate chiar să și vedem și acupunctură și poate ne lăsați un exercițiu, dacă cineva e disponibil, să se lase filmat, pentru că, repet, mi-aș dori ca cei care ne urmăresc să găsească în această medicină tradițională chineză o soluție nedureroasă, neinvazivă, spun bine că asta e în medicina clasică, și care să le rezolve problema nu pe termen mediu sau lung, uneori pe un termen foarte scurt și poate chiar definitiv, vorbind despre multe afecțiuni pe care acupunctura și nu numai le poate rezolva. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ne-ați primit și ne-ați oferit aceste informații de care aveam atât de multă nevoie. Mulțumesc și eu, din suflet. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți cu Ploiești TV. Seară bună, la revedere!